problemă mare sunt deseori identificate prin palpare ca mici tumori rotunde, bine determinate, asemenea unor mărgele, nedureroase ori discret sensibile. Pot avea dimensiuni de la câțiva milimetri la câțiva centimetri. Creșterea bruscă a unui chist poate fi însoțită de durere nesemnificativă. Creșterea în volum și durerea apar frecvent premenstrual și uneori se mențin și după terminarea menstruației. Cum le diagnosticăm corect și ce trebuie să facem atunci când apar, aflăm din următorul reportaj. Un chist mamar este o formațiune bine delimitată de o capsulă din țesut fibrozant care pe interior conține lichid. De la vârsta de 30 de ani și mai mult, practic fiecare a treia femeie are chisturi mamare și într-un număr relativ mare, adică de la 10 chisturi și mai mult. Cauzele sunt variate, de la predispoziție genetică, ereditară, până la diverse patologii conexe cu activitatea fiziologică a glandelor mamare. Putem să depistăm chisturile mamare prin autopalpare, care se face regulat, lunar, după menstruație, sau prin ecografie, sau prin mamografie. Societatea de medici imagiști din Moldova recomandă să faceți anual ecografia femeilor după 30 de ani. Ecografic putem să diferențiem 3 tipuri de chisturi. Chist simplu, 40-50% din femei au așa patologie. Următorul tip este chist complicat, infectat sau inflamat și necesită tratament antiinflamator, uneori și chiar chirurgical. Și tipul 3 este chist complex, cel mai periculos, din cauza că 30% din aceste chisturi sunt canceroase. Fiecare a patra femeie pe parcursul vieții dezvoltă chisturi de dimensiuni deosebit de mari, adică de dimensiuni mai mari de 2,5-3 cm, în care în multe cazuri este nevoie de puncția lor. Pentru că odată cu extragerea acestui conținut, totodată obținem și un efect de tratament. Chisturile simple, în majoritatea cazurilor, nu provoacă dureri. În caz dacă chistul crește brusc sau se infectează, atunci apar dureri foarte pronunțate și necesită, desigur, tratament simptomatic sau chirurgical. De obicei, în perioada de menopauză și perioada climacterică, chisturile diminuează în dimensiuni sau dispar în general. Important este ca doamnele noastre să înțeleagă că prezența chisturilor mamare nu este de fapt o condamnare la probleme grave. Majoritatea chisturilor se dezvoltă rapid și apoi rămân la aceeași dimensiune. Un număr mic se micșorează sau continuă să crească. Chisturile sunt adesea prea mici pentru a le simți. Cu toate acestea, la ultrasunete, ele au o formă rotundă, limpede, cu un contur distinct. Chisturile mai mari pot fi resimțite în țesutul mamar. Ar putea fi ferme sau moi și adesea femeile au unul sau mai multe chisturi. De ce se întâmplă acest lucru? Discutăm astăzi cu doamna doctor oncolog-mamolog Natalia Manea. Bine ați revenit la doctorii, doamna doctor. Cum depistăm corect aceste chisturi mamare? Deci, în primul rând, această afecțiune, mastopatia fibrochistică, nu este o boală, dar este o afecțiune, o alterare a țesutului glandelor mamare și, după cum s-a menționat corect, că ele pot fi solitare sau pot fi multiple. Tot controlul se efectuează începând de la medicul mamolog, printr-un examen fizic, printr-un examen clinic, mă refer la inspecție, la examinare, la palpare a sânului, a pielii. Caracteristic chisturilor este că ele sunt moi la palpare, da? Nu sunt cu duritate așa specifică. Dar ca să știm cu exactitate ce e acolo înăuntru, deci medicul specialist indică examinarea ulterioară și cel mai informativ în cazul dat este ultrasonografia, care este absolut inofensivă și destul de accesibilă la ziua de astăzi. Și tare nedureroasă. Absolut, deloc dureroasă. Cum ați spus că marea majoritate sunt asimptomatice, dar cele simptomatice, cum femeile simte? Adică are dureri sau are care simptomele principale? Da, cistul de obicei, dacă el deja este mare, el creează presiune în sân. Ce este cistul? Este o bulă cu lichid, deci un săculeț care conține lichid. Și acest lichid
destul de des se poate inflama. Deci apare roșiață, durere, hipertermie locală și provoacă disconfort. Dar poate să fie și un cist curat. Deci cu lichid curat, atunci el provoacă doar senzații de disconfort la presiune, o durere, o sensibilitate mai mărită înainte de menstruație. Cele mai multe femei se întreabă și din ce cauză apar aceste chestii. Nu au o cauză anumită. Deci nu putem să zicem că, uite, anume asta a provocat apariția cisturilor. Dar de cele mai dese ori sunt factori de risc și cel mai des ele sunt legate cu afecțiunile și cu dereglările hormonale a organismului, legate de tot sistemul endocrin, dar cel mai des sunt devierile între estrogen și progesteron. Deci, adică hiperestrogeniile, sau mai simplu vorbind, când concentrația de estrogen crește. Asta e hormonul care ne face pe noi femeile femei frumoase, dar și hormonul care ne face și cele mai mari probleme, și mai ales oncologice. Și nu în ultimul rând, stresul. Și caracteristic pentru, anume pentru cisturi, ele pot să fie mici, dar la moment dat, deci femeia suferă un stres, dar un stres așa, global. Ce riscuri poartă cu sine acele cisturi? La ce ar putea duce pe viitor? În ce ar putea evolua? Ele, tot timpul, spun la paciente, nu prezintă niciun risc oncologic, foarte rar. Deci sunt cazuri, o să vă zic, dar și nici probleme pentru sănătatea femeii. Poate provoca dureri înainte de menstruație, disconfort, ceea ce face pe femeie să se adreseze. Dar cisturile mari, cisturile care după tratament reapar, adică recidivează, iată, acestea deja pot fi periculoase. Sunt unele cisturi înăuntru căruia crește un cancer. De aceea, orice formațiune nodulară, fiindcă cistul tot e nodul, da? Numai că cu conținut lichid. Deci orice formațiune nodulară, numai decât trebuie supus unei investigații citologice, adică se face puncția, biopsia, se extrag celule de acolo, ca să ne asigurăm că acolo nu este un cancer. Mămicile care tocmai încetează alăptarea copiilor, la fel se confruntă cu tot soiul de noduli prin sân, care le alarmează. Dacă e vorba de perioada de lactație, de obicei toate problemele care sunt în perioada aceea sunt legate cu lactația, adică poate să fie întărituri în sân, schimbări careva, dar legate cu perioada de lactație. Și noi recomandăm mămicilor care au finisat lactația deja un control undeva peste 2 luni după finisare, când pieptul își revine, da, așa cum a fost până la sarcină, ca noi să putem examina deja fără schimbările legate de prezența laptelui, să zicem, în sân, da? Și totuși, cum tratăm aceste chisturi? Sau se tratează ele sau nu? De obicei, cisturile simple și mici, ele, dacă nu deranjează, dacă nu prezintă disconfort, dacă nu pe pacienta le-a depistat pur întâmplător, de obicei noi nu facem tratament. Doar recomandăm un control în dinamică. Dacă sunt careva schimbări, evaluăm starea hormonale a pacientei, procesele inflamatorii le excludem, neurologică, adică dacă nu au fost stresuri. Și în dependență de asta, ce depistăm, la ce nivel este dereglarea, acolo corectăm. Deci, și vreau să menționez că tratamentul, dacă și se face în aceste cisturi, se face în comun cu mai mulți specialiști, deci este așa mai asociat, da? În dependență de ce nivel este afectat. Nu uitați că primul pas în stabilirea diagnosticului de mastopatie fibrochistică este reprezentat de examinarea clinică a sânilor de către medicul de familie, ginecolog, oncolog sau medicul mamolog. Totuși, medicul nu poate stabili un diagnostic doar prin palpare, de aceea se utilizează metodele imagistice avansate pentru detectarea acestor formațiuni. Iar o dietă bogată în alimente integrale și săracă în grăsime animaliere este una dintre cele mai bune aliate ale sănătății feminine. Aceste alimente sunt bogate în fibre dietetice și se recomandă să fie incluse în dieta zilnică. Cerealele integrale, ierburile uscate și condimentele, dovlecei, varza de Bruxelles, broccoli, fasolea albă, neagră, ori verde, fructele uscate, semințele de in, de floarea soarelui, de susan și mai ales merele, perele, bananele și portocalele, strugurii pe care noi îi avem din plin. Doamna doctor, vă mulțumim tare mult pentru informațiile utile și multă sănătate! Mulțumim! Mulțumim. Mare drag.